Eu acum mă simt onorat că dau cuvântul domnului doctor chimist Ștefan Manea, care este un monument de seriozitate și de creativitate. Am plinit 25 de ani Ofigalo, înființat de domnia sa cu colectivul respectiv. Dar îl lăsăm pe dânsul să spună ce are de gând, secundat de doamna profesoară Anca Daniela Raiciu. Vă mulțumesc pentru aprecieri și să știți că mă simt foarte mic în fața marilor somități medicale care se află în momentul de față aici. Și ceea ce vreau eu astăzi să spun sunt câteva lucruri care, să zic așa, pentru dânsii nu poate să prezinte noutăți, dar totuși sunt câteva lucruri care în domeniul medicinii trebuie să cunoscute. Eu aș începe, înainte de a intra în materialul de prezentare, cu o chestiune foarte interesantă și care, dacă îmi permiteți, pentru că tot timpul s-a vorbit aici despre creier, despre inteligență, despre, dar cine duce și cine este partea de chimism, deci de chimie, nu s-a spus niciun cuvânt. Și aș vrea să spun următor lucru. Că în cele 16-17 triliarde de celule care se găsesc în organismul uman, în fiecare celulă au loc circa 30.000 de reacții pe minut, reacții chimice. Din acestea, o parte sunt exoterme, o parte endoterme, adică unele consumă căldură, alte primesc căldură. Fiecare din această reacție chimică are o anumită frecvență. Acelea sunt cele care dau ceea ce se prezenta aici, milioane, miliardele și miliardele de informații. Ei bine, rețineți următorul lucru, foarte important, că corpul organismului uman este o chimie și acest lucru nu s-a spus. Creierul organismului, creierul uman despre care se vorbește și despre inteligența lui și așa mai departe, are o componență de 85% de acizi grași omega-3, omega-6, care au un rol cu totul deosebit, începând de la mamă, moștenire, viață și așa mai departe, de la tot ce vreți, și care nu s-a spus nimic și rolul pe care îl au și ceea ce facem noi, când am spus că suntem pământul pe care trăim, o să revin la treaba asta, sunt produse, am avut în vedere exact ca să facem legătura între produsele noastre care sunt legate de activitatea cerebrală, de activitatea informațională, de așa și așa mai departe, au în vedere tocmai acele produse care pot să producă aceste reacții. Eu am venit și vrea să vă spun numai atât. Am venit cu o carte care pe mine m-a impresionat și care mi-a schimbat stilul de muncă și de gândire acum niște ani în urmă. Cartea este a lui David Schreiber, Servan Schreiber, care este rectorul Institutului de Medicină din Pittsburgh, până a murit anul trecut, aveți dreptate, așa, și a fost institut director respectiv, și care spune așa, vindecă stresul, anxietatea, depresia, fără medicamente și fără psihoanaliză. Și aș vrea să spun, să citesc de aici câte de asta am adus-o, pentru medicilor rezidenți de la spital și universitate. Pentru a le fi profesor, a trebuit să învăț din nou tot ceea ce credeam că știu. Prin intermediul lor doresc să dedic această carte medicilor și terapeuților din întreaga lume, care animați de pasiune și înțelegere și de a vindeca. Și tot el spune aici, o frază mă mai citesc din el, atâta tot, care, pentru că e foarte strâns legat de tot ce s-a vorbit acum despre modul cum funcționează creierul, despre transmisii și așa mai departe. Vindecarea este un cuvânt foarte tare. Oare nu este o dovadă de aroganță din partea unui medic să folosească un asemenea cuvânt în titlul unei cărți despre stres, anxietate și depresie? Și mai departe explică de ce nu este aroganță și cum se pot trata aceste boli pe care tot el le spune, o să vă spun de ce m-a șocat, pentru că după aceea apare de curând Hiromishimia, care o să vorbesc foarte puțin și despre el, și confirmă ceea ce spune el, că sistemul enzimatic al organismului uman este cel care determină toate reacțiile, toate impulsurile, toate frecvențele despre care se vorbește. Și că acest sistem uman, organismului uman, sistemul enzimatic, numără circa 5.000 de enzime
care sunt specifice fiecărui organ în parte. Și Hiromi Nishima mai spune încă un lucru foarte simplu. Orice medicament de sinteză, știu că o să supăr ceea ce spun acum, orice medicament de sinteză introdus în noi nu face nimic decât să distrugă un număr de enzime din cele care sunt unui organ sau altul din organismul uman și care, dacă îi dai pe perioadă lungă, reușești ca organul respectiv să îl îmbolnăvești. Și medicul face acest lucru cu regularitate. O spune el, nu o spun eu. Am spus treaba asta pentru că am vrut să fac această mică introducere, încă eu astăzi voi vorbi despre enzime, iar Hiromi Nishima scrie această carte, Enzima Întineririi și Enzima Miracol. Cum să ajungi sănătos la 100 de ani? Aici am văzut vorbindu-se. Vreau numai despre un singur lucru care e în această carte. Aproape toți bărbații care îi văd aici au părul alb și au început să-i salbească părul. Despre acest lucru nu spune nimeni care e cauza. Cauza, o găsiți dacă citiți această carte, este și începe să apară în momentul în care în organism vitamina A, care este factorul decisiv în ce privește sistemul imunitar, începe să dispară și atunci organismul își ia de acolo de unde nu strică nimic. Și părul nu strică nimic, îl lasă alb. Și pe urmă ia din piele, pe urmă ia din altă parte, încât rămânem până la urmă. Însă vreau să vă spun, de ce vreau să vă spun? Pentru că am făcut experiența pe propria piele. Acum, cine mă cunoștea acum 40 de ani în urmă, aveam părul alb și cu tâmplele și pe aici mai aveam pe aici cu niște urme. În momentul de față mă întâlnesc cu prietenii și cu amici și vin și mă întreabă, măi, ce te vopsești? Și când îi spun cu nimic, nu-i vine să creadă. În momentul de față, acum 30 de ani, purtam ochelari și mă tot duceam cu ei ca atare. În momentul de față, la această vârstă de 78 de ani, nu am nevoie de niciun ochelar și citesc oricât ar fi de mărunt. Poate foarte mulți nu pot să creadă. Eu însă, în funcție de analizele pe care le au oamenii și de toate treburile astea, cauzele sunt foarte multe cu modificarea fundului de ochi, nu vreau să discut prea mult despre treaba asta, noi am, cred că am peste 300-400 de oameni care i-am lăsat fără ochelari. Și dându-le aceste produse care au în vedere și creșterea sistemului imunitar. Personal, având în vedere programul enzimatic pe care îl am, personal am 24 de ani de când nu am răcit niciodată. Și sper să fie mai departe, să nu se întâmple, să fie ca la... Cine este acest Hiromi Nishima? Asta vreau să vă spun și cu asta o să închid ca să trec la subiectul concret despre care vreau să vorbesc, pentru că sunt și unele idei încă false despre fitoterapie. Și vreau să spun câteva lucruri numai despre acest lucru. Hiromi Nishima este inventatorul chirurgiei colonoscopice, contribuind și la proiectarea instrumentelor în acest scop. Printre cele 300.000 de persoane tratate se numără președinți de țări, prim-ministri, staruri și așa mai departe. În prezent este profesor de chirurgie la Colegiul de Medicină Albert Einstein din New York și șeful unității de chirurgie endoscopică de la Centrul Medical Beth Israel, care este în Tokyo. Lucrează o săptămână în Japonia și o săptămână în America. Vârsta lui în momentul de față a împlinit anul ăsta 81 de ani. Și el își propune acest lucru. Ei bine, după ce citești această carte, după ce vezi acest lucru, enzimele, rolul enzimelor, și mai ai în vedere și pe Ellen Cutler, care scrie cartea despre enzime, și anume Micromiracole, care spune următorul lucru. Să descoperim puterea vindecătoare a enzimelor în 30-40 de ani, când le vom cunoaște și în mod deosebit enzimele vegetale, care sunt corespunzătoare organismului uman, pentru fiecare organ în parte, nu va mai fi nevoie de niciun fel de medicament. Pentru că absolut toate bolile au la cauză, au
cauză primară, lipsa enzimelor. Din acest motiv, cu ani în urmă, m-am apucat de această firmă de care vă vorbesc și primul produs, la vremea aia, nici nu mă lua nimeni în seamă, era foarte greu, am mai spus în sala asta atunci, la 25 de ani, nimeni nu mă băga în seamă și spunea că te-ai apucat tu acum, tu o să faci tu ceva de genul ăsta. Și primul produs care am vrut să-l scot pe piață a fost un produs pe bază de enzime, actualul Redigest. De ce? Tot un japonez, un material pe care l-am citit foarte profund, spunea următorul lucru. Puiul de găină, la 38 de zile, între 25 și 38 de zile, are sistemul enzimatic aproape identic cu al organismului uman. Și vreau să mă credeți că am avut chiar o fermă de pui, de păsări și cred că am omorât câteva mii bune, dacă nu chiar zeci de mii de pui, făcând cercetările pe o durată de peste 10 ani, cu Academia de Științe Medical-Veterinare, cu alte institute de cercetări și așa mai departe, până am găsit aceste enzime unde le păstrează puiul de găină. Și când am găsit că acest pui de găină păstrează toate enzimele, și ăsta e izvorul lor, este în cuticula pasărei, în interiorul ei, acea pieliță pe care cu doamnele taie pipota în două și o bate, și ca atare o scoate așa și o aruncă la gunoi, acolo în această pieliță sunt toate enzimele adunate și nu numai, și mecanismele de transmitere către organismul nostru și către zonele unde ele are nevoie. Mai găsit acolo încă un lucru care l-am spus la vremea respectivă cu ajutorul medicilor, că eu nu eram eu ăla de specialitate, am găsit că în această cuticulă de pasăre, iară, doamnele știu foarte bine, când taie pasărea, are trei noduri, dintre care unul dintre cei noduri este hipofiza și epifiza. De-aia bătrânii spun că ești prost ca o găină, că le are acolo, nu le are. Deci ăsta a fost punctul de plecare cu acest produs care nu am putut sub nicio formă să-l înregistrez. Niște ani de zile l-am dat așa mai mult pe gratis pentru că reușisem la vremea respectivă dintr-o tehnologie proprie de extracție pulsatorie să scot foarte ușor extractele din plante cu randamente de peste 85 până la 92% față de ce era pe plan mondial și cu această treabă să pot să fac semifabricate extracte pentru alte firme care erau cunoscute. La vremea respectivă Biofarm avea un export foarte mare în Rusia pe bază de Anghirol, cei de la Iași la fel, cei de la Cluj la fel. Și așa am lucrat 4-5 ani de zile și n-am ieșit cu niciun produs. Primul produs cu care am ieșit în piață a fost acest Redigest și care abia după ce oamenii s-au convins despre el că el poartă toate enzimele necesare. Dacă noi în momentul de față consumăm alimentele pe care le consumăm și pe care nu avem enzimele prin care să le degradăm la produsele necesare, la aminoacizi și din proteinele respective sau grăsimile sau vegetale, deci nu avem amilaza respectivă, nu avem proteaza respectivă, nu avem lipaza respectivă necesară, organismul nostru începe cu activități de genul, mă doare. Și mă doare de ce? Pentru că ajung produse unde? La ficat, produse care nu sunt toxice și ficatul, ne-ați cunoașteți mai bine decât bine, așa, filtrează, face filtre respective, încearcă, apare prima boală care apare, ficatul gras, care toată lumea vorbește despre el ce vrea și nu vrea. Ficatul gras este nimic altceva decât apoptoza, este nimic altceva decât o grăsime care apare pentru că ficatul e singurul organ care are capacitatea de autoregenerare și atunci face ceea ce trebuie să facă acele celule care să le poată să le scoată. Deci
Acest lucru am vrut să-l scot în evidență, că reacțiile chimice de aici și în cartea de care vă vorbeam înainte, în cartea lui Schreiber, el vorbește despre o chestiune foarte importantă și spune aici atâta. De asta am vrut să vă spun, domnule profesor, că revoluția omega-3, acizii grași, hrănesc creierul emoțional. Deci asta este hrana creierului despre care ați vorbit. Cu cât creierul respectiv... Eu consum omega-3. Consumați... Scos din plante. Eu consum de la dumneavoastră scos... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Dar câți oameni înțeleg acest lucru? Vreau să vă spun următorul lucru, care, mă rog, poate dumneavoastră să vă supărați, că nu vreau să vă țin prea mult, că nu vreau să plictisesc. Vreau să vă spun atâta numai. Suntem ca țară, sunteți medici, sunteți academia, sunteți oamenii de știință. Dați-mi și mie explicația de ce am ajuns țara pe locul 1 în lume la copii care se nasc cu malformații de peste 8% dintre ei. Pentru că nu avem niciun fel de criteriu de educație al populației ca să consume ceea ce dumneavoastră vorbiți. De aceea, câte mame știu acest lucru? Pentru că în momentul când poartă bebele în burtă, dacă nu are respectiv omega-3 de unde să-l ia, atunci el iese cu un cap mai așa, iese cu o inteligență și mai așa și mai departe, iar ea capătă după ce a născut stările alea pe care le cunoașteți, pe care se duce la medic și începe să le s-o tratăm și așa mai departe. Pentru că ea, în momentul când a născut, a fost exfoliată absolut de tot ce a avut omega-3 în tot organismul ei. Deci iată, sunt niște chestiuni care sunt reale, care sunt vizibile. Iar reacțiile care le dă omega-3 cu omega-6 împreună și care fac partea din creier și care fac această parte a inteligenței noastre și care dau impulsurile despre care vorbeam, asta trebuie să fie una din percepțiile noastre și de a mânca. Și mai trebuie să înțeles încă un lucru. Eurile care sunt în momentul de față în mâncărurile pe care le avem și pe care avem repuse la dispoziție, iar nu vorbește nimeni despre ele. În Europa sunt interzise 24 de euri care în România funcționează și există. De ce oare? Am ajuns anumite mâncăruri care anumite deșeuri ale Europei să fie vândute în România. De ce? Nu suntem în stare să informăm lumea că acele produse... Cum? Deșeuri primim, nu numai alimente. Și deșeuri, exact cum spuneți dumneavoastră, și deșeuri. Nu mai vorbesc, dacă ați vorbit deșeuri, vreau să vă spun o chestie foarte importantă. Că dumneavoastră sunteți, cunoașteți foarte bine. De ce în momentul de față au crescut în 12 ani bolile de tiroidă cu 360%? Din cauza sării odată pe care am acceptat-o. România este, care este deșeu de fabricație militară. România, înainte am avut florura, acum am luat iodura. România este una dintre țările care are cea mai bună sare din lume. Sarea de Prahova este sarea care are 33-37 microelemente care intră în sistemul enzimatic al organismului uman. Noi avem așa ceva în România și cumpărăm sarea iodată pentru că ne-au băgat-o pe gât, nu știu cine, pe linie politică. Astea sunt pentru mine intriga. Puteam să vorbesc acum, să vă prezint produsele, să vă prezint o parte din produse. Dar pentru că a avut loc această discuție aici, pot să spun că m-a iritat într-un fel și din cauza asta am vrut să vă prezint numai aceste câteva produse și să vă spun un lucru. Că absolut totul, absolut tot în viața noastră depinde de sistemul enzimatic. Cum reușim să ne-l păstrăm, cum reușim să ne-l formăm. Și toate enzimele de care avem nevoie se găsesc în acele plante care uneori sunt blestemate, sunt toate în toate felurile, batjocorite. Păi ce poate să facă o buruiană? Îmi spune odată un domn profesor. E, cum? Sunt și buruiene toxice. Aia este altceva. Buruienele toxice, dacă le analizăm, și alea, dacă am ști să le analizăm, că le conțin alcaloizi, care au un alt rol în organismul uman și pot fi folosite în anumite condiții și acelea, atunci, în loc să folosim medicamentele de sinteză care fac ce fac și care mănâncă enzimele respective. Un
produs, singurul lucru care trebuie să reținem, că produsele toxice dintr-o plantă, ele nu distrug enzimele din altă plantă. Și că natura nu minte niciodată, este lozinca lui Eminescu, pe care am preluat-o, sloganul, cu un singur lucru care nu mi-am permis atunci să-l pun, că el mai avea acolo scris încă ceva, natura egal Dumnezeu. Programul de formare și de existență al naturii. Ați vorbit despre impulsurile, despre modul, dar știm noi astăzi că plantele vorbesc între ele? Știm noi astăzi că pot să-și transmită semnale până la distanțe foarte mari? Știm noi că ele pot să se modifice în funcție de condițiile respective când le dăm cu erbicide, insecticide? Vă întreb un singur lucru. De ce pădurarii au o speranță de viață foarte mică față de restul oamenilor? Printre cele mai mici. Fiindcă trăiesc în aer liber, în oxigen, trăiesc cum trebuie. Încă un pădurar care a tăiat odată un copac, acel pădurar pe o distanță de un kilometru pe unde trece copacii respectiv, îi vor transmite niște frecvențe care îi modifică frecvența de funcționare a inimii și creierului. Și treptat, treptat îl îmbolnăvește. Sunt lucruri de acum cunoscute. Detectorul de minciuni din Statele Unite, pus la dispoziție de acum de curând, este făcut tot cu ajutorul unei plante și anume cu aloe vera. Aloe vera are posibilitatea ca într-o perioadă foarte scurtă, foarte scurtă, să înregistreze și să aibă loc reacții chimice care le poți detecta la aparatul de, să zicem, de absorție atomică. În momentul în care ai fost odată în fața ei, ea își modifică frecvența în funcție de frecvența organismului tău și de modului tău de a fi, de a te prezenta. Adică sunt anumite lucruri care sunt aproape incredibile. Eu vreau să vă spun un singur experiment ca să mă înțelegeți bine ce spun și ca să confirm ce spunea despre domnul Bogdan, despre medicina asta a noastră, care ar trebui să fim despre viața sănătoasă din toate punctele de vedere. Experiment făcut de noi. Aloe vera, am spus. Echinacea. Echinacea, de exemplu, are în ea aproape 60 de echiconozide. Principiile active care fac să-ți crească sistemul imunitar, să te apere de o serie de bacterii, au activitate antibiotică la nivelul celui antibioticului cel mai puternic care a fost până acum și așa mai departe. Aceste substanțe, dacă un câine face pipi de 3 ori la rădăcina ei, se transformă în echiconozide amide, care sunt cancerigene de grupa A. Deci iată de ce natura n-ai voie să umbli la ea, n-ai voie să o modifici, n-ai voie să umbli de niciun fel la ea și să-i spui. Natura singurul lucru care face de selecție și să ai grijă de plante, să mângâi plantele. Aș putea să vorbesc foarte mult, aș putea să vorbesc despre produse de ale mele, dar nu cred că e cazul să vă plictisesc mai mult de atât. Vă mulțumesc foarte mult!